Mă bucur să vă salut din nou, dragi prieteni. Sunt Nelu Alexandru, gazda emisiunii Școala din Emaus și iată o nouă ocazie de studiu, de adâncire a cunoașterii noastre vis-a-vis de cartea de epistola scrisă de Pavel și trimisă fraților creștini evrei. Suntem la lecția numărul 11, cu un titlu care ne provoacă să fim atenți și să adâncim, să înțelegem profunzimea acestui studiu. Iisus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, sau, după o altă traducere, Iisus, căpetenia și desăvârșitorul credinței noastre. Un studiu care se anunță frumos, interesant și plăcut. Și mai ales că invitații pe care îi avem în această ocazie sunt și ei gata pentru a intra în abordarea acestui studiu. Mă bucur să-l salut pe Sorin Martac. Bine ai venit, Sorin! Bună seara și mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în momentele acestea. De asemenea, bun venit pastorului Gabriel Ișvan! Bună seara și eu mă bucur că am privilegiul să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. Și nu în ultimul rând, bun venit Ștefan Albu, invitatul permanent al emisiunii Școala din Emaus. Cu mult drag, mă bucur să fiu împreună cu un fost coleg de cameră, de institut, cu fratele Gabriel și cu dumneavoastră și cu fratele Sorin. Iisus, căpetenia și desăvârșitorul credinței noastre. În capitolele 11 și 12 din Epistola către evrei, Sfântul Apostol Pavel se adresează evreilor în termenii unei competiții și o competiție care are garantat succesul, pentru că în discursul pe care Pavel îl are față de frații evrei, îl prezintă pe Domnul Hristos și le spune să vă uitați țintă la căpetenia și desăvârșitorul credinței noastre și folosește el câteva argumente sau chestiuni necesare de ce să te uiți țintă la el. Și anume, și permiteți-mi să citesc textul, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie în ceruri. Întrebarea ar fi, de ce credeți că accentuează Pavel aceste idei, și anume a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta Tatălui? Credeți că succesul sau finalitatea cu succes a alergării ține de aceste trei elemente pe care Pavel le evidențiază? Mă rog. Prioritatea are fratele Gabriel, că e invitatul nostru. Da, mulțumesc. Desigur că ține de aceste trei elemente, dar nu le-aș socoti, să spun așa, așa cum sunt dese prezentări în lumea noastră, succesul în 7 pași sau nu știu ce, fericirea în 10 etape. Adică nu sunt niște descrieri absolut tehnice și atât. Dar în descriere, Apostolul Pavel surprinde câteva elemente foarte profunde și importante. Victoria este garantată, dar nu ajunge nimeni la ea fără suferință, fără dezamăgire, fără încercarea credinței. Și tocmai de aceea, însuși Isus a trecut pe aici, a obținut victoria, avea fericirea înainte, dar a gustat paharul acela foarte, foarte amar. Și cumva aici este încercată răbdarea noastră, perseverența noastră, lupta noastră. E o victorie, să zic așa, muncită. Și aici e un paradox biblic. E o victorie muncită foarte mult, dar nu munca noastră aduce victoria. Victoria este deja asigurată, este promisiunea lui Dumnezeu, dar seriozitatea cu care noi ne-o dorim se manifestă în modul de viață pe care îl trăim, dispus la sacrificiu, dispus la antrenamentul acesta foarte intens ca să ajungem la ceea ce ne-a promis Dumnezeu. Și eu așa o văd. Dacă nu există dispoziția de a trece pe aici,
practic nici dorința de a fi acolo, adică de a atinge premiul final, nu este mare. Dar dacă pentru premiul acela final omul este în stare sau face cu determinare, urmează drumul pe care Dumnezeu îl conduce, atunci înseamnă că își dorește într-adevăr să fie acolo și să atingă premiul. Mulțumesc, Gabriel. Da, Apostolul Pavel ne-l dă exemplu pe cel care practic a trecut pe unde noi trecem, pe cel care deja are statutul de biruitor și este exemplul nostru. De aceea ne și îndrumă să privim țintă și acest privind țintă nu este o privire inactivă și atât, ci este un exemplu, este un model pe care trebuie să-l urmăm și este un drum pe care cu siguranță vom trece. Pentru că dacă a trecut el, dacă a trecut modelul, dacă a trecut căpetenia și a trecut prin această suferință, el a disprețuit rușinea, batjocurile care îi se aduceau și a ieșit biruitor și de aceea stă la dreapta lui Dumnezeu. Și alergarea noastră ca și creștini, așa cum o descrie Pavel, cu siguranță ne va duce pe același traseu. Va trebui să îndurăm și noi toate acestea pentru a sta împreună cu Domnul Hristos, pe, așa cum spune Apocalipsa 3:21, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine. Noi ne dorim în alergarea creștină, în primul și în primul rând, să ședem cu Domnul Hristos, cu Mântuitorul nostru. Și privind la căpetenie, privim la acela care deja are diploma, ca să spun așa. Noi suntem încă în școală, încă nu am căpătat premiul, dar, așa cum Domnul Hristos spune versetul, pentru bucuria care era pusă înainte, adică bucuria de a ne răscumpăra pe noi și bucuria de a fi împreună cu noi. Această bucurie trebuie să fie și a noastră, de a fi cu El. Și pentru această bucurie, privind la bucuria finală, vom primi putere ca să trecem cu bine peste toate obstacolele care le vom întâmpina în viața de zi cu zi. Mulțumesc, Sorin! Eu cred că aceste expresii pe care le-ați menționat, a îndurat crucea și a disprețuit rușinea, Pavel le folosește și cred că le putem înțelege foarte bine în contextul epistolei. Și aici, în capitolul 10, de la versetul 32, Apostolul Pavel menționează un pic prin ce treceau sau prin ce au trecut creștinii evrei și spune el așa: ați îndurat multă luptă cu suferințele, fiind uneori expuși public insultelor și necazurilor, iar alteori fiind părtași cu cei umiliți astfel, căci ați împărtășit suferințele celor închiși și ați răbdat cu bucurie jefuirea bunurilor voastre. Versetele acestea de la 32 la 34 din capitolul 10 ne pun față în față cu o realitate a creștinilor evrei care sunt respinși de proprii lor conaționali ca fiind trădători, acuzați ca eretici, fie pentru că au abandonat sistemul sacrificial, fie pentru că perspectiva lui Iisus a pus în evidență diferența dintre iudaism și creștinism care se ridică. Apoi, să nu uităm că textul menționează faptul că au fost persecutați, că au fost jefuiți de bunurile lor, că au fost chinuiți, că au fost bombardați cu idei potrivit călora mântuirea trebuia să fie realizată sau obținută prin faptele legii, așa cum Apostolul Pavel menționează în epistolele lor, că fără templu și fără jertfele de la templu nu se putea realiza acea mântuire. Așadar, vorbim de niște creștini care treceau prin niște situații delicate, extrem de dificile, și aveau nevoie de o încurajare. Și încurajarea cea mai frumoasă putea veni de la cineva care a trecut exact prin aceleași experiențe. Adică are legătură un pic cu retorica Apostolului Pavel, prin care el spune că Iisus a fost la fel ca și noi, a suferit ca și noi, a fost ispitit ca și noi. Ori în acest context Apostolul Pavel le prezintă cel mai bun exemplu. Și care este cel mai bun exemplu din epistolă? Persoana Domnului Iisus, nu? Pentru că Domnul Iisus a fost dispus să înfrunte sistemul religios care exista în timpul lui și, mai mult decât atât, a asumat
să fie condamnat, să fie desconsiderat, cu scopul de a instaura o nouă etică, dacă putem spune, o etică a sensibilității, nu? De asta spune textul că a fost dispus să îndure crucea și să suporte rușinea. Însă surpriza din istorie este că Iisus a înviat. Că învierea lui Iisus a arătat că El avea dreptate și că El avea ultimul cuvânt, chiar și peste moarte. Ori identificându-se cu Iisus, acești creștini puteau și la rândul lor să fie învingători. Lecție valabilă și pentru noi astăzi. Aș mai putea adăuga, cum mi s-a deschis, mulțumesc pentru răspunsuri, că mi-a deschis și o altă perspectivă. Ce interesant că arma folosită împotriva lui Iisus și împotriva tuturor credincioșilor, una foarte eficientă, pe lângă greutăți, persecuții, sărăcie, este rușinea. Adică e o chestiune care nu e foarte violentă, să zic așa. Nu atentează la integritatea fizică a cuiva. Dar de rușine s-au despărțit mulți de Hristos. Adică nu au mers până la capăt pe drumul ăsta. Oricine se convertește, în ochii celorlalți, comite o faptă rușinoasă. Adică ți-e rușine cu el, uite, și-a pierdut mințile sau cine știe ce alte cuvinte sunt. Și este luatul în râs pentru oricine care vrea să facă ceva bun. Hai mă, te-ai găsit tu acum, tu te gândești să ne ții nouă predici, să nu știi cât te-ai făcut și așa mai departe. Ei, rușinea asta a învins-o Hristos și a fost bagiocorit pentru că făcea binele. Acesta este paradoxul rău al lumii noastre, că e cineva bagiocorit că face binele, nu că face răul. Dar Hristos a trecut pe aici și chiar și rușinea, arma asta mică, care nu lasă efecte vizibile mari, dar care este foarte eficientă în descurajare, a fost înfrântă. Mulțumesc, Ștefan, mulțumesc, Gabriel. Iată, vorbim deci în termenii unei competiții, unei curse, unei alergări. Și surprinde aici autorul epistolei Sfântului Apostol Pavel pericolul în care se puteau găsi credincioșii evrei la momentul acela, în lupta credinței, și sigur valabil 100% și pentru noi, și anume că în această alergare își pierd răbdarea. Și pierderea răbdării, Pavel o echivalează cu pierderea credinței. Și apare aici un paradox, și anume Pavel spune că noi nu suntem din aceia care dau înapoi. Deci iată că aceștia nu numai că nu mai înaintează sau se opresc, ci dimpotrivă dau înapoi. Ce însemnează, ce vrea să spună Pavel prin această expresie? Noi nu suntem din aceia care dăm înapoi, și actualizând cumva la experiența noastră, când ajunge un aspirant la premiul chemării cerești să dea înapoi, nici să se oprească, nici să înainteze, ci să dea înapoi? Da, aș face o ilustrație ținând cont de modul în care erau organizate alergările în antichitate. Să zicem că acesta era stadionul, de obicei era de formă ovală, dar circuitul de alergare nu era întotdeauna în, să spunem, în jurul tribunelor, ci era să desfășura totul chiar în centru. Și anume, la distanțele mai lungi, alergătorii fugeau, era cam ca la not, să zic așa, deci fugeau toți împreună pe mijloc și făceau mai multe ture dus-întors. Astfel că cine era mai rapid de picioare ajungea primul și când se întorcea îi întâlnea pe ceilalți care erau după el. Și ca întotdeauna, uneori trișorii îl loveau, erau descalificați adevărat, dar lucrau pe echipă, să spun așa. Și când vedeau că colegul lui de echipă a rămas pe locul 2, îl puteau împiedica pe cel de pe locul 1. Astfel că ilustrația lui Pavel, că mai spune și în altă parte, cine va tăia alergarea voastră, că alergați atât de bine, sau aici, dacă nu înaintați, dacă nu depuneți efortul să fiți primii, dați înapoi, adică nu există stagnare în cursa asta, adică ești ori cu câștigător, ori cu pierzător. Și cam aceasta e imaginea ușor de înțeles pentru oamenii din antichitate. Cursa înseamnă un efort, înseamnă atenție, să te uiți la cine îți pune bețe în roate, la cine este împotriva ta. Nu trebuie să-ți vezi doar de drumul tău, ci trebuie să fii foarte atent. Pentru că dacă tu nu înaintezi, deci dacă tu ai obosit să mai fugi, pur și simplu
nu poți să rămâi pe locul acela pe care ești. Te duci la vale imediat, imediat. Nu există stagnare din punctul de vedere al vieții spirituale, cum nu există stagnare nici într-o competiție atletică. Deci oricât ar fi atletul de slab, nu vezi pe unul să se oprească pur și simplu. Dacă s-a oprit, este eliminat. Nu stă acolo, o să se odihnească, să plece mai departe. Mulțumesc, Gabriel. Da, vedem în primul rând Apostolul Pavel cum îi încurajează pe creștinii evrei să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Deci el face apel la conștiința lor ca să fie menținută trează în această alergare. Îmi aduc aminte când eram mic, sunt din zona Teleormanului și am mers împreună cu nepotul meu ca să mergem să facem și noi o baie la vede. El știa să înnoate, eu nu știam să înnot. Vedea fiind un râuleț micuț. Și de multe ori noi ca și creștini și se vehiculează ideea aceasta prin paralelism, noi ca și creștini trebuie să mergem împotriva cursului râului. Da? Adică omenirea în care trăim nu prea ne învață prea multe lucruri bune, ca să spun așa. Noi întotdeauna prin viețuirea noastră, prin trăirea noastră, prin această alergare pe care o avem de făcut cât trăim pe pământul acesta, trebuie să mergem oarecum împotriva curentului. Și continui experiența din copilărie, am mers la râul Vedea, am intrat să facem baie, acolo să pase o draglină, așa se numea, ca să scoată nisip, și eu m-am pus, mergând prin râu, m-am pus chiar la marginea unde a săpat draglina și am vrut să văd cât rezist la fundul apei. Și m-am pus... Și între timp, numărând 1, 2, 3, am ajuns eu pe la 40 și ceva, mi-aduc aminte, am vrut să mă ridic. Dar în momentul în care m-am ridicat, nu numai că n-am rămas pe locul acela, ci cursul apei m-a luat și m-a dus chiar unde era apa mare, era de vreo 3-4 metri adâncime și am văzut că ridic și mâinile, întind și picioarele și nu mai ajung nici jos, nu mai ies nici sus. Atunci am început să dau din mâini, a venit nepotul meu, și a notat și m-a ajutat să ajung din nou la mal, să nu mă înnec. Cam așa se întâmplă și cu viața creștinului. În momentul în care te-ai oprit din această ascensiune, din această alergare, nu numai că nu rămâi în același loc, ci pur și simplu curentul te va lua și te va duce în locuri primejdioase care îți va afecta credința, îți va afecta după aceea voința de a înainta și de a merge cu Hristos. În aceeași pericol erau și credincioși evrei, poate suntem și noi astăzi, în a considera că am ajuns deja la un statut deosebit de înalt al credinței, că nu mai este nimic de făcut, că alergarea noastră nu trebuie să mai continue. Dar în momentul în care experimentezi în fiecare zi, ai această relație cu Hristos, vezi că întotdeauna alergarea ta trebuie să meargă înainte și ai lucruri de făcut. Deci nu poți să stai. Practic, ești într-o continuă activitate care nu te face să dai înapoi. De aceea spune Apostolul Pavel, noi nu suntem din aceia care dau înapoi, pentru că avem tot timpul activitate, tot timpul avem ceva de făcut. Tot timpul privim la răsplătirea care ne așteaptă, tot timpul ne pregătim pentru a-L întâmpina pe Domnul nostru care este gata să vină. Mulțumesc, Sorin. Așa cum am menționat în versetele anterioare, cel puțin de la versetul 34, unde spunea că Apostolul Pavel evidenția, spune el, că ce-ați împărtășit suferințele celor închiși și ați răbdat cu bucurie jefuirea bunilor voastre și explică el, știind că voi aveți o bogăție mai bună și care rămâne, și apoi continuă el, de aceea să nu vă părăsiți acea încredere care aduce o mare răsplată, trebuie să ținem cont de faptul că decizia acestor frați de a fi creștini, acestor frați evrei de a fi creștini, a venit pe fondul persecuțiilor și pe fondul pierderilor materiale. Și să nu uităm că aceste persecuții nu au fost doar punctuale, anumite momente, zile, săptămâni, au fost continue. Știm că primele 3-4 secole au fost secole de persecuție. Cel puțin Apostolul Pavel, atunci când vorbește în Epistola către Corinteni despre misiunea lui, ne pune un pic în evidență în ce context a predicat el Evanghelia, că nu era deloc un context pozitiv și atractiv. Și cred că trebuie să înțelegem și situația acestor frați, care au fost dispuși în primă fază să renunțe la multe lucruri, așa cum spune versetul,
ați răbdat, zice el, ați răbdat cu bucurie știind că voi aveți o bogăție mai bună și care rămâne. Numai că haideți să recunoaștem că suntem umani și atunci când se prolongează o situație, se prelungește o situație dificilă, complicată, negativă pentru mai mult timp, vrei nu vrei, îți pierzi motivația, îți pierzi, îmi vine termenul în limba spaniolă, iluzia, la ilusion, îți pierzi viziunea și motivația, mai bine zis, cu privire la situația respectivă și începi să șchiopătezi, nu? De aceea cred că, din perspectiva aceasta, mi-a plăcut foarte mult ilustrația fratele Sorin, mă gândeam și eu la ea, nu? Că atunci când nu ți-e potriva curentului și te oprești, curentul te ia la vale. Deci nu e chestie că te-ai oprit și am stagnat la momentul ăsta și după aceea continui. Când te-ai oprit, curentul te duce înapoi. Însă, cred că din contextul textului epistolei, înțelegem că cineva dă înapoi atunci când pierde din vedere răsplata finală și atunci când își pierde oarecum credința în Hristos. De aceea cred că Apostolul Pavel mereu le amintea ținta, privirea voastră să fie la Hristos, la model, la cel care a trecut prin ceea ce a trecut voi. Nu? Ori cauza deciziei de a da înapoi poate fi, așa cum am menționat, ori persecuția prelungită sau pot fi probleme personale. Pentru că problemele personale care apar între credincioși îi pot descuraja și în epistolă sunt aluzii la anumite probleme personale cu privire la relații de căsătorie, cu privire la felul în care se relaționau unii cu alții, cu privire la cercuri și diferențe între ei. Cred că se explică oarecum, dar nu se justifică. Pentru că una e să explice o situație și alta e să justifici situația respectivă. Mulțumesc, Ștefan! Iată că Pavel, în contextul în care el le abordează cu subiectul acesta, îi provoacă pe frații lui să privească, să studieze experiența înaintașilor și mai ales modul în care aceștia și-au exercitat credința. Și știm că evreii erau foarte mândri, se considerau sămânța lui Avraam și iată că acum Pavel vine și le prezintă pe Avraam și experiența lui. Atât în dreptul lui Avraam, cât și în dreptul celorlalți eroi ai credinței pe care Pavel îi descrie, căror experiență o descrie în capitolul 11, există un numitor comun pe care Pavel îl evidențiază, și anume că au crezut în lucrurile care nu se văd. Haideți să vedem în speță în ce mod și-a exprimat credința în lucrurile care nu se văd Avraam și care este argumentul că în cazul lui și a celorlalți eroi ai credinței, credința lor nu a fost doar o experiență, o trăire la nivel intelectual, o trăire la nivelul sentimentelor, ci a fost ceva mai mult. Avraam l-a crezut pe Dumnezeu din toată inima și Dumnezeu cunoaște inima. Deci asta e marea diferență între noi și Dumnezeu. Dumnezeu chiar cunoaște gândurile și inima. Avraam l-a crezut pe Dumnezeu că Dumnezeu i-a promis o țară, deși era doar el și cu slujitorii lui, i-a promis urmași că nu-i va putea număra și a crezut aia acest lucru. Și l-a crezut pe Dumnezeu când Dumnezeu i-a spus în aceeași promisiune că după 400 de ani urmașii lui se vor întoarce în țară. Vă dați seama câte lucruri se întâmplă în 400 de ani? Dacă dăm în urmă timpul, cu 400 de ani în urmă ajungem în vremea lui Mihai Viteazu. Și Mihai Viteazu a avut un vis să unească principatele române. Cum ar fi fost să-i promită Dumnezeu lui Mihai Viteazu, stai liniștit că peste 400 de ani vor fi unite? Nu ar fi fost probabil nici fericit, nici împlinit, nici ce mă așteptă peste 400 de ani. Dar Avraam a văzut asta prin credință și l-a crezut pe Dumnezeu. După aceea s-a mai îndoit, a avut episodul cu Ismael și așa mai departe. Dar cel puțin la momentul în care Dumnezeu a apreciat credința, a fost pur și simplu definitoriu pentru tot ce înseamnă viața de credință. De aceea este Părintele Credincioșilor. A spus Dumnezeu ceva? Ce zici? E posibil? Vezi tu că se poate împlini?
Și dau din numeri și spun, mai nu pot să explic, nu știu cum se va împlini. Dar tu crezi că se va împlini? Da, n-am nicio rezervă. De aceea am plecat la chemarea lui Dumnezeu. Exact așa este și cu profeția. Observați, în urmă cu o săptămână, da, liniște și pace, oare e mai e posibil ca în lumea noastră să avem de război și hai să fim serioși, că nu, ne-am dezvoltat din punct de vedere moral, suntem emancipați, avem un sistem de control reciproc în care nimeni nu mai depășește înțelegerile, nu? Și a trăit Europa așa în pace din anii 45 până acum, fără niciun fel de emoție. Totul e bine și frumos. Și uite că vin în câteva ore, se schimbă totul. Absolut totul. Și nu vine aceeași întrebare. Profeția pe care noi o știm este cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a dat. La un moment dat, pare că nu se mai împlinește. Pare că istoria se duce în altă parte. Pare că lucrurile n-au cum să se desfășoare așa cum spune profeția. Oamenii pe care Biblia, profeția îi numește ca fiind reprezentanții răului, par foarte cum se cade și par foarte amabili și foarte bine intenționați. Se poate întâmpla ce mai spune Biblia sau ce a spus Biblia? Și aici vin episoadele biblice care ne tot spun crede-L pe Dumnezeu, chiar dacă pare că nu se mai împlinește planul Lui. Vă dați seama, în cazul lui Avram, 400 de ani au trecut. Probabil urmașii lui au și uitat promisiunea lui Avram. Dar după 400 de ani s-a împlinit. Și acesta este modelul mereu și mereu prezent în Biblie. Crede-L pe Dumnezeu că se va împlini ce spune El, chiar dacă nu mai ai elemente prin care să justifici acum în viitorul imediat, dar dacă rămâi de partea lui Dumnezeu, se va împlini, cum a spus El, în mod sigur. Întrebarea nu este dacă se va împlini, ci întrebarea este una singură, când se va împlini. Dar de împlinit se va împlini. Mulțumesc, Gabriel! Da, Avram este folosit de Apostolul Pavel pentru că, într-adevăr, ei, din punct de vedere genealogic, se trăgeau din sămânța lui Avram. Dar Pavel se pare că vrea să le vorbească despre o altă caracteristică a lui Avram. Nu din punct de vedere genealogic, ci din punct de vedere al credinței. Avram, practic, este părintele credincioșilor, așa cum s-a amintit, dar are și anumite particularități prin care demonstrează lucrul acesta. Haideți să ne gândim la momentul în care Dumnezeu îi făgăduiește pe Isaac, că este moștenitorul și pe baza lui Isaac, sămânța ta va cuceri și va fi castelele cerului, da? Îi arată lucrul acesta, dar în același timp Dumnezeu puțin mai târziu cere să-l aducă jertfă pe Isaac. Oarecum Dumnezeu se contrazice. Avram este pus într-o dilemă. Oare Dumnezeu cum își va împlini făgăduința dacă îmi cere să-l aduc jertfă pe unicul meu fiu prin care a făgăduit că își va împlini făgăduința față de mine? Dar se pare că această credință a lui Avram îl face să înțeleagă și caracterul lui Dumnezeu și atotputernicia lui Dumnezeu. El înțelege că chiar dacă îl va aduce jertfă pe Isaac, Dumnezeu are și puterea ca să-l învieze pe Isaac și să-și continue împlinirea făgăduinței cu cel pe care i-l-a făgăduit. Și în contextul acesta, practic, acționează, cunoscându-l pe Dumnezeu. De fapt, este numit și prietenul lui Dumnezeu. A fi prieten cu Dumnezeu înseamnă a-i dedica timp și a-l cunoaște. Un prieten nu poate să fie prieten decât dacă îi dedici timp, decât dacă stai cu el, decât dacă îl cunoști și decât dacă știi cum acționează. De aceea și în răspunsul său față de Isaac, atunci când Isaac întreabă care este mielul de jertfă, Dumnezeu însuși va purta de grijă. Se încrede deplin în Dumnezeu. El demonstrează credința pe care o are prin fapte concrete, prin acțiuni concrete. A te lăuda că ești creștin, cum evreii practic se lăudau, între ghilimele fie spus, era o realitate, nu se lăudau, că sunt sămânța lui Avram, fără să aibă încredere în făgăduința lui Dumnezeu, așa cum s-a amintit, că nu se împlinește acum, că se va împlini mai târziu, Dumnezeu știe când o va împlini, dar se va împlini cu siguranță. Acesta este punctul la care vrea să ne aducă Apostolul Pavel și pe noi astăzi și pe ei atunci. Dacă sunteți sămânța lui Avram, Avram l-a crezut pe Dumnezeu, da, și lucrul acesta i s-a socotit neprihănire, a crezut că se va împlini făgăduința lui Dumnezeu. Și voi trebuie să faceți același lucru, dacă sunteți sămânța lui Avram.
Din fericire, sămânța lui Avram poate fi oricine, da? Nu numai evreii care vin din sămânța genealogică a lui Avram, ci și noi astăzi creștinii, da? Suntem adoptați în aceeași sămânță a credincioșilor, care îl credem pe Dumnezeu, credem făgăduințele sale și venim tot din această sămânță a lui Avram. Deci credința este cea care te face să fii apartenent acestui neam al genealogiei Domnului Hristos. Mulțumesc, Sorin! Dumneavoastră ne întrebați care erau lucrurile care nu se vedeau din experiența lui Avram și care au pus în evidență credința lui Avram. Păi, în versetul 8, spune, din Evrei 11, spune că Avram aștepta un loc care urma să-l primească drept moștenire și a ieșit fără să știe unde se duce. Deci vorbim de un loc. Apoi în versetul 11 spune un urmaș, chiar dacă Sara era însăși era stearpă și trecută de, bueno, în versiunea mea, de vârsta ovulației, pentru că nu mai putea rămâne gravidă din punct de vedere omenesc după toate calculele făcute. Iar în versetul 10 spune că cel aștepta cetatea care are temerii al cărei arhitect și constructor este Dumnezeu. Eu am înțeles aici ca fiind, că vorbim de aceste trei exemple, vorbim de două categorii de lucruri care nu le vedea, de recompense pe care nu le vedeau și care au marcat credința lui. Vorbim de două recompense imediate, care erau locul și urmașul, și vorbim de o recompensă cu ecouri de veșnicie, dacă putem zice așa, care este țara aceea pe care Dumnezeu i-a promis-o. Și toate aceste exemple apelau la credința lui, apelau la încredere în Dumnezeu, la încrederea aceea că Dumnezeu poate să-și împlinească promisiunea în ciuda circumstanțelor. Chiar dacă el nu era decât el și Sara, chiar dacă nu mai putea să rămână însărcinată, chiar dacă nu erau încă proprietari locului promis de Dumnezeu și chiar dacă în experiența lor aveau mai multe lipsuri decât binecuvântări. Dar ele nu erau doar o teorie în viața lui Avram. Nu erau, sentimentalism ieftin, cum se spune, nu? Pentru că aceste realități care nu se văd au marcat existența lui Avram și a Sarei și a marcat și existența credincioșilor. Pentru că știm că Avram a plecat la drum fără să știe unde era țara promisă. Dumnezeu a zis, ieși că o să-ți dau o țară. Avram nu a renunțat să caute un copil. Chiar și atunci când i s-a cerut apoi să-l aducă jertfă, versetul 19 spune, se gândea că Dumnezeu poate să-l scoale chiar și din cei morți. Ori asta pune în evidență credința lui Avram. Și vedem de asemenea că Avram nu a renunțat la Dumnezeu care îi se descopere în Ur, ci a acționat ca și cum ar fi primit deja răspunsul. Și asta este iarăși un lucru foarte frumos, care pune în evidență credința. Să acționezi ca și cum deja ai primit răspunsul de la Dumnezeu. Cred că acestea sunt, cel puțin din textele pe care le-am găsit eu, acestea sunt lucrurile care Avram nu le vedea, erau lucruri care nu se vedeau, dar care au marcat existența lui și l-au pus pe niște piste ale credinței care astăzi noi stăm de vorbă despre aceste lucruri tocmai din cauza lui Avram. Mulțumesc, Ștefan! Continuă Pavel cu experiența eroilor ca să-i motiveze să nu se oprească, să nu dea înapoi, ci să meargă înainte și să termine cursa. Și de data aceasta îl amintește pe Moise. Se pare că experiența evreilor, vorbind de evrei creștini, se pliază foarte bine cu experiența lui Moise în ce privește trecerea prin necazuri și așa mai departe. Haideți să vedem în ce mod se aseamănă experiența lui Moise cu experiența lor și în ce mod, privind la Moise și la experiența lui, creștinii evrei din vremea lui Pavel și noi, sigur, cei de astăzi, putem să înaintăm, să privim țintă la Domnul Iisus Hristos, care este desăvârșirea credinței noastre și care ne asigură și ne promite răsplata. Haideți să vedem care credeți sunt provocările creștinului care trăiește în secolul 21
cu care el se confruntă și provocări care ne solicită să trăim prin credință, așa cum Pavel citează pe Habacuc. Este timpul să trăim prin credință. Aș începe cumva cu ultima parte a întrebării dumneavoastră, care e una foarte complexă și atinge câteva domenii. E aici așa o povestire, o narațiune sau un narativ, că una e viața de credință, care se presupune a fi teoretică, a fi doar la nivelul minții, și alta e viața practică. Da? Viața practică e aia de zi cu zi, în care trebuie să muncești, să te întreții și așa mai departe, iar lumea credinței parcă e izolată, e altceva, acolo doar când meditezi la texte biblice și așa mai departe. Dar uitați-vă în zilele noastre cât de importantă este viziunea pe care o ai și insuflarea încrederii. Nu facem politică, nu este treaba noastră, dar observați, când este un lider și care prin ceea ce spune și prin ce face arată că el crede în misiunea lui, și vorbesc de liderul ucrainean, insuflă tot poporul. În schimb, dacă am avut alt lider, cel din Afganistan, deși avea la dispoziție armata bine echipată, militar și antrenată și nu știu ce, cel puțin așa credea, a fugit primul din țară și imediat s-a predat toată armata. Da? Adică e foarte important ce crezi. Exemplele acestea pe care le avem în Biblie, nu le avem așa, este o înșiruire de cuvinte și de povești. Sunt liderii noștri, să spun așa. Sunt oamenii care spun, suntem ca voi, dar cu putere credem că Dumnezeu ne-a promis asta, și pentru că Dumnezeu ne-a promis, credința aceea devine viața activă. Credința aceea se vede în orice segment al vieților și tocmai de aceea se și poate realiza. Adică asta este uimitor, ce citim acolo în Evrei 11. Prin credință, oamenii ăștia au făcut niște fapte de care nu era nimeni capabil să le facă fără credință. N-aveau niciun motiv să le facă. În ce credeau? Moise trebuia să fie fiul fiicei lui Faraon. Asta este un titlu imperial. Deci era moștenitorul la tron. Asta este ceea ce spune, cu alte cuvinte, Pavel. Și el ce a văzut dincolo de slava Egiptului? A văzut dincolo de slava Egiptului, a văzut dincolo de sărăcia deșertului, că Israelul, când a plecat cu Moise, nu avea nicio perspectivă de slavă, da? Ci era o națiune săracă și împrăștiată, ca niște oi fără păstor. În fine, a văzut peste toate acestea, a văzut împărăția lui Dumnezeu și promisiunea lui Dumnezeu. Cât de puternic este viziunea asta, să o ai credința? Pentru că, repet, credința se topește în viața ta și dă sens faptelor tale. De aceea le faci, pentru că crezi. E foarte puternic, repet, nu rămâne doar la nivelul intelectual. Da, eu cred, mă întreb ce crede, treaba mea, e fiecare cu credința lui, dar viața stă din fapte practice. Faptele acelea practice ale creștinului izvorăsc din credința lui, poartă amprenta credinței lui. Iar dacă el ezită și undeva poate amăgit sau bombardat de grijile lumii acestea, își pierde credința, își pierde încrederea că Dumnezeu are cu el un scop special și că îi promite biruința și că e posibilă pentru el, aici câștigă diavolul de victoria. Aici câștigă. Spuneați de provocări. Păi noi uităm la pilda asemănătorului, că sunt provocările din viața noastră. Pe de o parte, credința superficială, deci care este credința superficială, nu e cauză. Pe de altă parte, îngrijorările care îți pur și simplu îți înnăbușe credința. Deci toate au legătură cu credința pe care noi o avem în planul lui Dumnezeu cu noi și ce poate face El din noi. Mulțumesc, Gabriel! Mie mi se pare că exemplul lui Moise începe mai întâi cu părinții lui, pentru că versetul 23 spune: nu s-au temut de porunca împăratului și nu au renunțat la copil. Asta înseamnă că ei l-au educat pe Moise din perspectiva aceasta. Cât despre Moise, textul ne spune că atunci când a ajuns la vârsta responsabilității, primul lucru care îl menționează ne spune că a renunțat să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Am putea spune că a renunțat la famă, că una era să spui că ești fiul fiicei lui Faraon și alta era să spui că ești fiul unor sclavi. Apoi textul ne spune că a disprețuit bogățiile Egiptului. Vorbim aici despre prosperitate materială, nu? Apoi textul ne spune că nu s-a lăsat intimidat de furia Faraonului. Și asta în contextul în care el a ales să nu fie indiferent la suferințele
sclavilor. Și al patrulea lucru care îl văd aici menționat în text este că a sărbătorit Paștele în ciuda tuturor situațiilor, crezând, sau mai bine zis, încrezându-se că Dumnezeu va interveni în favoarea copiilor lui, nu? Credința ca și soluție finală a lui Dumnezeu. Iar colofonul este în versetul 26, în care spune că a făcut toate aceste lucruri, a făcut toate aceste alegeri pentru că privea țintă la răsplată. Asta este un lucru extraordinar de frumos. Cu alte cuvinte, experiențele trecutului și promisiunile lui Dumnezeu împlinite l-au încurajat ca să continue să creadă în promisiunile lui Dumnezeu și să aleagă în ciuda așteptărilor celorlalți. Vale? Pentru că atunci când cineva știe ce vrea de la viață, știe care sunt așteptările de la viață, nu poate fi sedus cu tot felul de promisiuni goale, pentru că el are un obiectiv stabilit, el știe unde trebuie să meargă. Și noi să ne întrebați care sunt provocările în contextul în care trăim noi. Aproximativ sunt aceleași. Și noi suntem provocați cu fama și recunoaștere publică, sau așa cum spune Ioan, tot ceea ce este în lume este pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărușia vieții. În fond vorbim de famă, de recunoaștere publică. De asemenea, vorbim de provocările pe care ne fac prosperitatea materială să avem, pentru că vrei, nu vrei, ajungi să te confunzi și să crezi că prosperitatea materială este binecuvântarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Probabil cea mai mare provocare este cea a indiferenței, pentru că, dragii mei, indiferența este mai periculoasă și mai violentă decât violența celor răi. Pentru că alegi să nu faci nimic. Și în al treilea rând, în al patrulea rând, să credem că Dumnezeu ne-a abandonat, nu? Vorbim de războiul din Ucraina. Mă întreb, oare cum se simt frații și surorile din Ucraina? Ce simte? Cum interpretează ei voința lui Dumnezeu? Intervenția lui Dumnezeu în viața lor? Ori în fața acestor provocări, încrederea noastră în Hristos și în promisiunile Lui ne pot oferi puterea de a refuza fama, de a refuza recunoașterea publică, de a refuza prosperitatea materială, de a refuza prosperitatea sau bogățiile ca fiind măsura tuturor lucrurilor, de a refuza sau de a face față indiferenței și chiar apatiei spirituale. Asta cred eu că sunt provocările și privitul la țintă, înțelegerea a ceea ce a făcut Iisus și învățat-o chiar și de la Moise, ne poate ajuta ca să facem față cu ușurință provocărilor pe care noi le avem. Mulțumesc, Ștefan. Mergem mai departe, Pavel, și de data aceasta le pune în față un exemplu pe care noi poate că nu l-am fi pus acolo. Și anume să vii în fața evreilor cu o păgână, o femeie și prostituată. Și să îi motiveze Pavel să le spună, băieți, uitați-vă la Rahav și copiați credința ei. Aș vrea să vă întreb, de ce credeți că vine Pavel cu exemplul lui Rahav? Și iată că Rahav este așezată cam la urma listei eroilor credinței. În ce fel credeți că avea să le stimuleze evreilor credința lui Rahav, credința acestei femei păgâne, prostituate, care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, n-a văzut minunile, doar a auzit. Asta a fost declarația ei. Doar am auzit de Dumnezeul vostru și de ceea ce a făcut pentru voi. În ce fel îi ajuta pe creștinii evrei și pe noi astăzi să înainteze și să termine cursa până la capăt? Nu doar că a auzit și a crezut pentru ea, dar a fost atât de convingătoare, mult mai convingătoare decât Lot, că toți ai ei au crezut-o. Și când citești raportul arheologic al distrugerii Ierihonului din antichitate, este uimitor să vezi că au căzut toate zidurile, mai puțin zidul nordic, și nu există nicio explicație logică. De ce să cadă toată cetatea, dar să rămână o bucată din zidul nordic în picioare? Și interesant că, repet asta, nu doar că ea a crezut pentru ea, a fost atât de convingătoare în credința ei, că i-a convins pe toți din familia ei și toți care au crezut împreună cu ea au fost salvați. Ei,
Îmi imaginez cât de contagioasă a fost credința aceasta. Cum la argumentele care erau aduse împotrivă, că poate este trădătoare, că nu are cum să intre niște robi fugiți din Egipt să bată o cetate atât de întărită ca Ierihonul. Toate argumentele nu au stat pentru ea. Ea răspundea, ziceți voi ce vreți, dar eu cred că așa se va împlini. Și aveți doar două variante, fie să pieriți cu restul, fie să veniți cu mine în casă și să vă salvați viața, că mi-au promis, Dumnezeu mi-a promis prin copiii lui că voi rămâne în viață. Credința aceasta fermă, care te conduce la acțiune fără ezitare, se impune într-adevăr, este convingătoare pentru alții. Acum, de ce n-au ocolit-o pe Rahav, că aveau și alte exemple, cred cel puțin din două motive. Unul, că așa s-a întâmplat. A fost decizia lui Dumnezeu să vorbească despre Rahav. Și că le place, că nu le place, că le convine modelul, că nu le convine. Dacă Dumnezeu li l-a pus în Scriptură, țin cont de el și încearcă să vadă lecția. Și asta îmi place la Dumnezeu, că nu cosmetizează realitatea, ci vorbește despre așa cum este. Și în al doilea motiv, dacă până și una ca Rahav a avut chemarea lui Dumnezeu, s-a bucurat de chemarea lui Dumnezeu, cu atât mai mult ceilalți care nu sunt într-o stare morală atât de decăzută ca Rahav, care nu au atâtea dezavantaje, nu, de etnie, de condiție socială, de moralitate. Rahav a fost salvată ca a crezut, din cea mai joasă groapă, din cel mai inferior nivel, cum era o vreme, într-o vreme expresia mocirna păcatului, da? Adică era unde se poate mai jos. Și de acolo credința în Dumnezeu a extras-o pur și simplu și a făcut-o să fie nu doar primită în poporul lui Dumnezeu, ci să fie strămoșă a Domnului Iisus Hristos. Adică este fantastică puterea lui Dumnezeu, cum poate să, cum credința în Dumnezeu te poate scoate de oriunde. Nu există forță prea mare, nici moartea. Dar la urma urmei, nici moartea nu poate să-l învingă pe credincios. Pentru că prin credință, cei ce mor în credință au învins deja moartea. E doar o chestiune de timp până când vor ieși din mormânt. Mulțumesc, Gabriel. Rahav a auzit, a crezut, dar și a ascultat ceea ce a spus iscoadele. Deci a împlinit absolut totul ce ținea de ea ca să fie salvată. Rahav devine o arca a lui Noe, ca să spun așa, în cetatea Ierihon. Aveau posibilitatea toți cei care veneau acolo la ceea ce a spus, că Dumnezeu va birui să fie salvați. Toți care se adunau pe lângă ea, își salvează familia. Puteau să fie mult mai mulți. Pentru asta era foarte cunoscută în cetate, pentru zăbiciunile pe care le avea. Dar în momentul acesta Dumnezeu o folosește ca evanghelie. Rahav este un exemplu al harului lui Dumnezeu. Niciun om nu este atât de căzut ca să nu poată să fie răscumpărat și ridicat de Dumnezeu din poziția în care se află și să fie curățit și să fie un vas de cinste. Dumnezeu nu privește la noi, la ceea ce suntem noi astăzi. Privește la ceea ce putem deveni prin harul său în viitor. Și planul său, în momentul în care îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze așa cum a lucrat în viața lui Rahav, este uimitor de mare. De aceea este un exemplu de curaj, ca să spun așa, pe calea credinței pentru fiecare persoană de pe planeta aceasta. Acest exemplu este pus în cartea eroilor credinței, Rahav, pentru ca nimeni să nu creadă că nu poate, că Dumnezeu nu poate să-l izbăvească din starea în care se află și să facă din el un copil al său. Pavel folosește și exemplul lui Rahav în poporul evreu, pentru că poate erau persoane care erau ca și Rahav, să spun așa. Poate decăzuseră de la credință și își pierduseră speranța, pentru că păcatul te face să îți pierzi și speranța și credința în Dumnezeu. Și folosește exemplul acesta ca și un erou pe care îl are Dumnezeu undeva în istorie pentru a-i ridica pe credincioșii evrei. Este extraordinar exemplul acesta și este bine de menționat ca și atu în viața noastră de zi cu zi a credinței. Pentru că dă curaj, dă încredere în Dumnezeu și vedem atot puternicia lui Dumnezeu. Cum Dumnezeu lucrează prin oameni la care nu te aștepta niciodată și pe care Dumnezeu îi folosește pentru a salva alți oameni. Mulțumesc, Sorin!
Dacă ținem cont de faptul că în timpul lui Pavel faimoasa rugăciune a unui evreu credincios era să-i mulțumească lui Dumnezeu că nu s-a născut păgân, că nu s-a născut femeie și că nu s-a născut sclav, exemplul lui Rahav este foarte fascinant, pentru că era păgână, era femeie și era sclavă imoralității sexuale, nu? Însă partea frumoasă este că numele acestei femei este legată chiar, de numele acestei femei este legată chiar istoria lui Israel. Poate cele mai relevante personaje din istoria lui Israel. Și vorbim aici de David, vorbim aici de Solomon, vorbim aici de Ezechia, vorbim aici de Iosia, personaje din, din istoria împăraților lui Israel, care aveau legături directe, genealogice, cu această femeie. Și chiar de Domnul Iisus Hristos, pentru că... Da, da, exact, exact. Apoi, asta vă să zic că partea cea mai, surpriza cea mai mare care venea? Că uite, chiar și Iisus este, din punct de vedere genealogic, legat de această femeie, de fiecare tip de experiență a umanității. De ce este un argument încurajator? Păi, pentru că o persoană ca Rahab aude felul în care Iahve, Dumnezeul lui Israel, lucrează în favoarea evreilor și alege să creadă în puterea lui Dumnezeu, în puterea Dumnezeului lui Israel, chiar dacă se afla în siguranță în spatele zidurilor, în siguranță în spatele armatei Ierihonului și în siguranță, dacă putem spune așa, siguranța pe care aparent o oferea, ofereau zeii Canaanului. Însă, în ea se vede un sâmbure de sămânță, pentru că femeia asta vede în viitor, crede că Iahve va împlini promisiunea de a oferi Canaanul poporului Israel, de aceea le spune, când veți veni și când Canaanul va fi al vostru, aduceți-vă aminte și de mine. Un pic ca un fel de tâlhar de pe cruce, e adevărat că într-un fel și ea era undeva sus pe ziduri, atârnat de ziduri, și ca și cum ar spune și ea, aduceți-vă aminte de mine când veți veni în împărăția voastră, nu? Așadar, o persoană, indiferent de care este gradul de moralitate în care se află, poate fi transformată într-o persoană care să-i ajute pe alții, să-și ajute familia apropiată, să-și ajute prietenii și să devină la rândul ei o sursă de inspirație pentru ceilalți. Și Apostolul Pavel, cred eu că, nu, ori fi fost și frați care în prigoană au renunțat, fie au trecut prin experiențe descurajatoare și Pavel le zice, ei, nu vă pierde speranța, ridicați-vă, priviți la Hristos, pentru că, uite, Hristos a transformat-o pe această persoană, pe Rahab, cu mult mai mult pe voi vă poate transforma. Mulțumesc, Ștefan. Procedem la ultima întrebare din lecția noastră. Ne întoarcem înapoi la titlu și la textul care ne-a introdus în lecția aceasta frumoasă și pe care parcă aș fi tentat să o mai continuăm, însă timpul ne presează. Iisus, căpetenia și desăvârșirea sau desăvârșitorul credinței noastre. Aș vrea să vă întreb, ce l-a calificat pe Domnul Hristos să fie căpetenie și să fie desăvârșitorul credinței noastre? El fiind un reper, nu, în alergarea noastră. Și haideți să vedem care sunt domeniile existențiale în care suntem provocați să privim țintă la Domnul Hristos, așa cum ne propune și ne provoacă Pavel. Și tot în contextul acesta, ce credeți că l-a motivat pe Domnul Hristos să meargă până la capăt? Da? Spune Ioan, i-a iubit până la capăt. A mers până la capăt în cursa aceasta. Lucru și motivație care ne-ar putea determina și ne poate determina să terminăm și noi cursa și să ajungem în final la întâlnirea cu Domnul Hristos. Răspunsul universal când privim în Sfânta Scriptură, motivația și definiția lui Dumnezeu este dragostea. Și e foarte adevărat, ceea ce iubești, faci, cum să spun, nu simți eforturile, dar faci cele mai mari eforturi. Le faci cu o pasiune extraordinară și îți atingi scopul. Acesta este răspunsul. Dacă îl iubești, Hristos ne-a iubit pe noi,
și atât de mult ne-a iubit încât nu a contat efortul, nu a contat nimic, nici rușinea lui, nici suferințele fizice, nici despărțirea de tatăl. Acea, cred că este cea mai tragică afirmație din toată Biblia, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Eu asemăn în mintea mea această declarație cu disperarea celor care nu vor fi mântuiți, care vor înțelege că harul s-a închis pentru ei și că nu-i așteaptă decât mânia lui Dumnezeu. Adică nu există o expresie mai tristă și mai fără speranță în Biblie decât aceasta, nu părăsirea, să te simți părăsit de Dumnezeu. Ei, de ce a făcut Hristos toate acestea? Și avem, pentru că veșnicia, bucuria de a fi cu... Dar în realitate, bucuria aceasta vine din dragoste, vine din iubire. La fel este și la noi. Ceea ce ne pune Dumnezeu în față sunt lucrurile frumoase, sunt cele optimiste, e răsplătirea, premiul credinței, da, cum îl numește Biblia, dar în realitate nu este o motivație destul de puternică dacă nu e stropită, să spun așa, cu dragostea lui Dumnezeu în noi și dragostea noastră față de Dumnezeu. Iar când iubești valorile lui Dumnezeu, este posibil ca pe pământul nostru, când faci bine, să fii luat de rău, de slab, de uite, ai putea să profiți de cineva, dar nu o faci. Și acum pot să dau niște exemple care sunt dureroase. Circulă istorii în România, povești că, de exemplu, oamenii care vin, care fugiați disperați, trec granița după ce au stat ore în vamă sau poate chiar zile, când intră în România, vin binefăcători și le oferă transport. Doar 100 de euro până la primul oraș. După 2 km au ajuns în primul oraș și dau jos pe oameni din mașină. Adică există și astfel de istorie. Adică vrei să, dacă nu te impui cu forța, dacă nu răspunzi la rău, la răul care, cu rău, la răul care ți se face, cum ești? Ești slab, nu ești adaptat în lumea aceasta și așa mai departe, poți să-ți pierzi motivația repede. Dar dacă te prinzi prin dragoste față de Hristos și înțelegi jertfa Lui și dragostea față de El te motivează să faci diferența dintre principiile Lui, dintre valorile Lui înalte și valorile ușoase și mizerabile ale lumii noastre, când iubești sistemul acela de valori, te duci înainte cu toată forța. Fără iubire, doar așa să o faci dintr-o chestie mecanică, ajungi ca evreii. Sufli în, nu știu, să spunem, sufli în iaurt, dar nu mai ești atent la ciorbă, să inversăm proverbul. Nu, adică ești atent la niște detalii exterioare, dar în tine colcă e mânia, ura, disprețul și asta te despart de Dumnezeu în mod sigur. Mulțumesc, Gabriel. Da, Iisus căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Deci după Evrei 11, capitolul eroilor, acum apare adevăratul erou. De ce căpetenie? Mă gândeam la exemplul lui Gedeon. Gedeon pleacă la luptă cu 300 de oameni. Dar nu au fost 300 de oameni, a fost 301. De acest 1 a depins și soarta biruinței, ca să spun. Toți acești eroi încă nu și-au primit răsplata. Știm că în afară de Moise, care este deja în împărăția cerurilor, ceilalți așteaptă răsplătirea care au așteptat. Toți acești eroi, care și toți depind de acest erou, care este căpetenie, datorită faptului că el deja are statutul de biruitor, deja el a obținut biruința, deja el poate să ne dea și nouă biruința. Bineînțeles, dacă vom accepta să ajungem și desăvârșiți, pentru că el este desăvârșirea credinței noastre. Se spune că pentru a te asemăna cât mai mult în viața de familie, atunci când îți cunoști partenera de viață, la început te privești cu ea. Și din ce în ce mai mult în fiecare zi te privești cu ea, vezi ce îi place să faci pentru ea, ea vede ce îți place să facă ea pentru tine și apare acest privit țintă. În fiecare zi ești atent ca să-i faci pe plac partenerului. Noi într-o relație ca de familie sau într-o relație de familie suntem cu Domnul Hristos, care El ne numește, El este fratele nostru mai mare, ne consideră
una cu El, cu toate că noi suntem ființe create, El este Dumnezeu, dar El se coboară la nivelul nostru în această viață de familie și dorește să ne desăvârșească prin dragoste, așa cum s-a amintit. El ne-a iubit mai întâi și datorită faptului că El ne-a iubit mai întâi, îl iubim și noi. Adică El ne desăvârșește în această dragoste care El ne-a arătat-o prin jertfa care a adus-o, prin ceea ce face în sanctuar, prin faptul că El ne dorește pentru împărăția sa. Și prin această privire țintă în fiecare zi, spune că anii trec și soțul și soția se aseamănă din ce în ce mai mult. Cu toate că la început erau mai multe divergențe, dar pe parcurs totul se zlefuiește în această relație și la sfârșit familia este atât de unită încât ei se aseamănă perfect. Așa vrea și Domnul Hristos să ne desăvârșească prin această relație de zi cu zi, El fiind căpetenia, El fiind exemplul nostru în ceea ce privește umblarea de zi cu zi. Numai cu El și împreună cu El vom ajunge și privind țintă la El, vom ajunge cu siguranță la destinație și la răsplătirea finală pe care Dumnezeu dorește din toată inima să ne ofere fiecăruia dintre noi. Mulțumesc, Sorin! Dragi prieteni, am ajuns la finele lecției noastre și aș vrea să mulțumesc invitaților mei pentru prezența în emisiune. Mulțumesc pastorului Ștefan, care are urgență și a trebuit să iasă. Mulțumesc de asemenea pastorului Gabriel Ișvan și îl așteptăm și cu altă ocazie în emisiunea Școala din Emaus. Și de asemenea mulțumesc lui Sorin Martac. Dragi prieteni, în ce cursă ne găsim, în ce cursă alergăm? Îți este slabă credința? Privește la Domnul Iisus țintă. Ți-e rușine de numele de creștin, privește la Domnul Hristos și vezi că El a disprețuit rușinea. Te temi, privește înainte, privește ținte la Domnul Iisus Hristos. Vrei să ajungi la capăt, vrei să ajungi mântuit, privește la Domnul Iisus Hristos. Fie ca întâlnirea noastră în Școala din Emaus să ne motiveze să mergem până la capăt în alergarea aceasta și să avem și noi bucuria să atingem ținta desăvârșirii noastre și anume mântuirea. Până la o nouă întâlnire în Școala din Emaus, dragi prieteni, vă spun la revedere, toate bune și pe curând!